Slăviți să fie Domnul! Amin. Nu știu dacă vă bucurați să ne vedeți în această dimineață aici, dar noi avem o doză de bucurie pentru că suntem la închinare împreună cu dumneavoastră în această dimineață și vreau să spun câteva lucruri înainte pentru că, deși poate că aveți impresia că vă răpesc timpul, consider că este important să fac mici precizări. Ceea ce am pregătit noi pentru Dumnezeu în anul acesta este o lucrare corală de mari dimensiuni. Să vă zic de la început că durează aproape o oră. Amin. Sper să nu vă plictisiți. Este vorba de o cantată oratoriu de Crăciun. Acesta este termenul muzical. Nu este nici cantată, nu este nici oratoriu, este cantată oratoriu și probabil că altă dată o să vă spun de ce. Despre ce este vorba? Este vorba de povestea completă a nașterii Mântuitorului. Dar este vorba despre povestea completă pusă pe note și pusă pe un libret special pregătit pentru această sărbătoare. Este o modalitate artistică de a prezenta venirea Fiului Omului în lume. Și poate că de ani de zile de când veniți la biserică v-ați săturat să auziți aceleași texte din Evanghelii, aceleași predici, oamenii nici nu mai știu ce să predice. Dar o predică atât de armonioasă, sigur n-ați mai auzit de mult și pe lângă aceasta, exact cum spune versetul de aur, ne-am pregătit și noi. Doamne, mai lasă-ne și anul acesta, poate că aducem rod. Și ne-am pregătit să aducem rodul nostru înaintea lui Dumnezeu. Am muncit mult și așa cum spune o cântare care ne este nouă dragă, am muncit mult și probabil că rodul e puțin, dar Doamne, primește jertfa noastră. Suntem puțin descumpăniți așa pentru că o bună parte din corul de la Vulcan e răspirat în toată Europa, din Austria până nu știu unde, unii de comozi au stat acasă, alții chiar dacă au fost bolnavi s-au ridicat și prin credință au venit să fie alături de noi și Dumnezeu să-i întărească. Alții sunt plecați în Austria, un grup destul de numeros. Am încercat să-i suplinim, să-i înlocuim. Iosif, așa cum zicea fratele Filip, nu este cu noi, chiar care treabă. Să ne rugăm și pentru el și pentru familia lui. Dar în timp ce mă uitam cine sunt aici, cine nu sunt, mă gândeam să vă întreb, dumneavoastră știți când s-a născut Domnul Iisus? Aveam o profesoară de geografie în școala generală și în credința dumneai ei nu se sărbătorește nașterea Mântuitorului. Și fiind de geografie, când am ajuns să discutăm despre Israel, despre acea zonă, zicea, păi, de ce se sărbătorește nașterea lui Hristos în decembrie, când e zăpadă, când e brad, când sunt luminițe, când... Pentru că Iisus nu s-a născut iarna și în Ierusalim, în zona Betleemului, nu este zăpadă niciodată. Și putem să ne punem tot felul de întrebări, care nu sunt importante. Cel mai important este că Iisus s-a născut. Dar s-a născut împlinind profețiile din Scriptură. Iisus s-a născut pentru tine și Iisus s-a născut pentru mine. Și o altă cântare spune că există după moarte o veșnicie. Și viața ta se va sfârși. Iar când se va sfârși viața ta, vei sta în fața celui care a făcut toată lumea. Vei sta în fața celui care s-a născut în Ieslea din Betleem. Și atunci te va întreba, ai crezut că am fost în lumea aceasta și că am venit ca Mântuitor? Mi-ai slujit mie? Asta va conta atunci. Nu va conta că ai sărbătorit nașterea lui Iisus pe 29, pe 30 decembrie, pe 24, pe 25. L-ai simțit pe Iisus în inima ta că s-a născut? Astăzi Maria este singură aici, la fel cum spune o poezie, dar astăzi Iesla este goală, copilul este împărat. Nu avem astăzi, deși am fost pregătiți în mod simbolic să arătăm scena nașterii. Avem păstorașii. În câmpiile Efratei au primit vestea că s-a născut un împărat. Și n-au făcut mare lucru, decât au plecat și s-au dus să se închine. Astăzi păstorașii noștri
vor face un tur la momentul lor, fără să spună nimic, dar în mod sugestiv vă vor arăta dumneavoastră că indiferent cine ești, indiferent că ești tinichigiu auto, sudor, nu știu ce lucrezi sau că ai școală sau că n-ai școală, dacă ești un om care îl cauți pe Dumnezeu și dacă ai o inimă sinceră, Dumnezeu ți se descoperă în această dimineață și datoria ta este să fii aici înaintea Lui și să te închini înaintea Lui. Vor veni învățații, cei cu posibilități, cei cu stare materială bună, magii. Se spune despre magi că erau împărați în ținuturile lor. Erau niște oameni cu vază. Erau oameni foarte bogați. Și cu toate acestea l-au cotat pe prunc. Pe tine ce te împiedică să-l cauți în această dimineață pe acest prunc? Ce te împiedică în această lume să vii înaintea lui, să-ți pui genunchiul jos și să spui, Doamne, îți deschid inima mea? Ce te împiedică? Avem aici pe Maria. Noi nu ne închinăm Fecioarei Maria. Dar Maria poate să-ți arate ție în dimineața aceasta că și-a dus până la capăt slujba. Iar acum toată lauda și închinarea este pentru Cel care s-a ridicat la cer și care ne-a mântuit. Noi nu ne închinăm în fața Mariei. Nu Maria este importantă. Maria, la fel ca și tine, a avut de îndeplinit un rol și l-a îndeplinit. În această dimineață mesajul nostru este: vino să ne închinăm Lui. Veniți să ne închinăm înaintea Lui. Vă rog frumos, rugați-vă ca Dumnezeu să ne întărească. N-am cântat niciodată în formația asta, repet, chiar dacă la repetiții n-am fost niciodată toți. Și asta e adevărat. Dar în formația asta n-am cântat niciodată. Tocmai de aceea îl rugăm pe Dumnezeu să ne întărească, să ne ajute să putem să transmitem mesajul așa cum vrea El să-l transmitem, curat și să-i placă Lui Dumnezeu.